Campania Educație la Înălțime ajunge la Parcul Național Grădiștea Muncelului Cioclovina din județul Hunedoara. Drona va începe să zboare mâine, 15 noiembrie, de la ora 10, pentru o lecție multidisciplinară dedicată uneia dintre cele mai nedreptățite mamifere de pe pământ, liliacul. Profesoarele Anda Culișir și Cristina Ciocoiu vor pătrunde în peștera Cioclovina cu apă, vor face experimente și vor detecta lilieci. Însoțite de biologi și speologi care vor spune povestea fascinantă a peșterii și a descoperirilor care s-au făcut în ea, elevii vor afla informații diverse legate de lirieci, de la cum sunt ei portretizați în mitologie și folclor, până la modul uimitor prin care se deplasează cu ajutorul ecolocației. În cadrul lecției care va fi transmisă pe canalul YouTube și pe pagina Facebook Educație la Înălțime, elevii din trei școli din țară vor intra pe Zoom în dialog cu profesorii de pe teren și cu invitații lor. Lecția va dura 45 de minute și va cuprinde un concurs cu premii constând în cărți de la editura Artur, premii în valoare de 2400 de lei. Concursul are un segment deschis tuturor claselor din țară și din Republica Moldova, care vor urmări lecția la ora transmisiei și care pot câștiga două premii constând în cărți la alegere în valoare de 300 de lei.